Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul meu favorit de YouTube, a.k.a. Rafael, ne jucăm Internet Cafe Simulator. Un joc pe care l-am mai jucat acum un an și ceva și v-a plăcut destul de tare. Așa că am zis, hai să mai încercăm un episod la troll. Din păcate, developerul... pe developer l-a durut cam la funduleață, ca să zic așa frumos de jocul acesta. În ideea că a făcut jocul, nu l-a mai interesat, pa, l-a lăsat pe Steam acolo să facă bani, să facă bănuții, să facă venitul și a plecat. Nici un update, nimic. Nada. Așa că o să dăm start. Și avem un felul următor. Into to grow your business, standard support from the bank. Deci vrem cât de mulți bani. Cafeneaua mea se numește ca lui Ira. bo! What the fuck Paie se numește la mine, Cafeneria lui Rafael. Hai să dăm start. E un joc trol, cam asta e chestia cu jocul. Mulți dintre voi nu ați prins cafenelele. Are sens ce zic. Eu când eram mic, ok, okay. lumea nu avea calculator. Știu că e greu de crezut pentru tine, care ai 6 ani și și abia ce ai ajuns pe planeta aceasta. Dar acum 20 de ani, oamenii nu aveau calculatoare și nici tablete, și nici telefoane, nici Instagram, nici Facebook, nici YouTube, nici TikTok, nici nimic. Desigur că poate te întrebai cum era viața fără toate acestea. Ei bine, viața era cum era. Geneșeai în fața blocului și bătei mingea. Asta era distracția ta. Okay. Așa că... Erau scumpe calculatoarele. Și știu ce senzivitate asta. Erau scumpe calculatoarele. Asta este ideea poveștii. Așa că veneau băieții cu banul gros cumpărau 20 de calculatoare, deschideau, o cafenea, îți băgau niște jocuri, a era. Pe vremea mea era un leu o oră. Dar un leu gen nu mai era un leu ca... Ce s-o ude, mă, mi-e foame. Un leu nu era echivalentul la un leu de acum. Un leu ar fi venit, nu știu, ca la noi gen 5 lei sau 10 lei. De-aia aveam... Hai să băgăm niște spaghete. Și să băgăm o pizza care a alunecat rău de tot în joc Asta este pisica unui streamer de pe Twitch Și a jucat jocul și ca recompensă i-a pus pisica aici Deci tipul se uita pe Twitch Dar nu știu să de ce n-a mai făcut niciun update de jocului În fine Asta este căsuța noastră și o să mergem să ne deschidem cafeneaua Și te duce la cafenea Mie îmi plăcea să iau cam câte 5 ore Mă duceam cu 5 lei frumos și mă durea la banană Mă jucam ce voiam te puteai juca CS16, de exemplu, nu era cu internet, dar era un LAN legate calculatoarele prin cablu, nu știu cum, și uh, te jucai. Cam asta era treaba. Toată lumea se ducea la cafenea, la internet simulator, chestie că era distractiv. Acum nu prea mai există, că oricine are calculator, mai ales tabletă. Wow, tu ești chiar Rafael? Eu sunt Rafael, șeful banilor. Și de ce se uită cu ochiul ăla încolo și cu ochiul ăla încolo? Adică... Nu înțeleg ce se întâmplă, mă rog, ăștia vor fi posibili mei clienți, nu știu ce merge așa ca și cum ar avea un băț în funduleață, dar mă rog. Cafeneaua mea se numește What the fuck Pie. Da? Și o să o deschidem. Desigur că este jalnică această cafenea, deci te doare mintea, practic. Dar uh, vom face curățenie, vom aduce cele mai performante calculatoare existente pe planeta aceasta, chiar și cu tehnologie extraterestră, ca oamenii să se joace diferite jocuri. Da? Țin minte, uh, când aveam eu nu știu câți anișori, Că mă jucam GTA Vice City și eram supărat că nu poate să noate caracterul principal. Și tocmai ce se lansase GTA San Andreas și era nebunia mare pentru că îl instalaseră la cafenea acolo la calculatoare și vedeam și eu să joc. LOL! Și m-am dus am jucat GTA San Andreas. Ce tare eram eu. Ok. Hai Nu știu dacă trebuie... Cred că doar cu asta curăț, mă rog. Cred că pot să le iau cu mâna. în fine. Asta este o tehnologie extraterestră în caz că nu v-ați prins. Asta nu e o mătură simplă. Mătura aceasta, în momentul în care atinge gunoiul, efectiv se creează o interconexiune suprastelară care efectiv e o gaură neagră în această... Ați înțeles. Absorbe orice gunoi asta, încercam să vă explic, mă rog. Voi sunteți foarte inteligent și pricepeți extrem de repede. Asta este ideea, mă rog. Hai să aruncăm asta interstelară. Putem să avem și bucătărie. Gunoiul nu trebuie pe scaun, gen Lamao. Hello. Ok. Acum, noi o să ne așezăm la calculatorul nostru cu o tehnologie extraterestră și o să pornez hârbu. Hai. Ia Așa porneau calculatoarele pe vremuri. Scoteau zgomot, creau. Bun. Acum. Temperatura 25 de grade pe scara Celsius. Totul este bine, prețurile sunt bune, putem să vindem hodoși dacă vrem. Trebuie să mă duc pe Zamazor. Ok. Pe Zamazor putem găsi multe chestii interesante. Însă, efectiv ne trebuie o masă. Unde văd și o masă, gen table. Bun. Eu știu că ăsta este setup-ul abonaților, gen așa arată la toți abonații. Dar aici și vom fi de buget, pentru că abia mi-am deschis cafeneria lui Rafael și vedem că sunt diferite stele. Acum, noi nu ne permitem o masă de 2000 de dolari. Asta ar însemna vreo 80 de milioane, ok? Pentru că abonații au calculatoare de 10 milioane. Deci cum ar fi să cumpăr gen birou de 80 de milioane? Și o să luăm un birou așa mai, mai scaft, câștigă un pad gratuit. Clic aici. Nu mulțumesc. Nu mulțumesc și nu-și nu -și vreau să aflu despre femei care sunt în zona mea și sunt aproape de mine. Ok, văd un hoț aici, dar nu are ce să fure. Ok. Vom cumpăra această masă nici prea prea, nici prea prea, două stele, așa și așa, mai scârție uneori, se mai rupe un picior, e în regulă. Am cumpărat doar, nu știu dacă pot să cumpăr două? Desigur că nu. Ok. După care mă voi duce și voi cumpăra un calculator. Pot să cumpăr laptop, gen televizor, n-am să fac el. Pot să cumpăr, a, televizor e pentru consolă, am înțeles. Pot să cumpăr laptop, dar hei, cine face gaming pe un laptop? Hai să fim serioși. Mai răfăt, eu fac. Nu, gamingul se face pe calculator. De a fost făcut calculatorul să te joci pe el, nu pe laptop. Așa că o să luăm o carcasă care de sigur conține felicitări. Uite, e prea multă lumină. Felicitări, ai câștigat? Ce zice? Ai câștigat un premiu. Uh, nu, nu, mulțumesc. Ai câșt... Ce -am câștigat? Ce-am câștigat, O aniversare cu femei dezbrăcate. Leacă, băi, gosule. Desigur, calculatorul acesta este 5.000 de dolari. Deja vorbim de peste 100 de milioane, mult prea scump, nu ne permitem să oferim noi gra... Adică tu plătești un leu și îți dau calculator de 5.000 de dolari. Păi cred că s-ar duce oricine la cafeneaua asta, e nebun? Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Hai să luăm ceva așa mai... nici prea, prea, nici prea, prea. Văd 1.400 de dolari treacă de la mine, ok? Acum, eu dacă dau exit de aici... Și mă ridic. Nu știu ce e asta, dar mă rog. Um, să deschidem. Se pare că avem un colet. Vom lua coletul acesta și-l aruncăm aici. Coletul s-a transformat exact ca o... Ca o minge de Pokémon, dacă mai înțelegem Și noi o să plasăm aici două stații de gaming. Ok. Aceasta fiind prima stație. Imaginează să pui stația pe clic dreapta și nu pe clic stânga, Gen, what the fuck, paie. Asta este reacția mea. Aici va veni un scaun, aici va veni așa. Sigur că aș putea să pun, dar nu-mi place. Deci vor veni două stații de gaming aici. Aș dori să mai comand. Sper să nu-mi fure aurul acolo la calculatorul. Deci hai să luăm repede. Ia uite-l. acolo cu cartierului. Mihai jumbușluc. Ok. asta e calculatorul, lasă-l acolo. Vreau să mai achiziționez încă o stație de gaming. Pentru că aici se va face gaming intens. Ascultați-mă. O să mai cumpărăm încă o stație de gaming la 1.400 de dolari și voi da scroll down, baby, down, 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 voi cumpăra încă o masă la 500 de dolari. Foarte bine. Se pare că Ana este la 4.000 de distanță de mine și dorește să avem niște interacțiuni indecente. Desigur că răspunsul este nu mulțumesc. De ce? Pentru că femeile sunt temporare, dar calculatorul este absolut și etern. Deci ne interesează calculatoarele aici, nu femeile. Ok. Desigur că vei spune, Irafel, Rafael, îți lipsește un monitor tătis. de laptopul este superior. Așa că hai să cumpărăm și un laptop. Un laptop, un monitor. <coughs> Am putea să luăm rașca asta care vine cu unitate și monitor la minunata sumă de 500 de dolari. Dar este bun de aruncat la gunoi. Deci, o să luăm un monitor nici prea prea, nici prea prea. Două stele. Ei, hey. Merge, uneori se mai stinge, trebuie să-i dea o palmă după gât, e ok, măcar funcționează. Bun, dar sper că ăla nu mi fură calculatoarele, o să cumpăr un scaun de gaming. Desigur că nu o să arate așa scaunul de gaming. Stai, nu era scaunul de... What the frick? Stai aici. Acum, scaunul nostru de gaming... Hai să vedem, felicitări! Ești al 10 -a miliardă de vizitatori pe site-ul acesta și ai câștigat un premiu imaginar. Apasă pe OK. Nu mulțumesc, nu vreau să-mi fur datele de la card. Scaunul nostru nu va arata ceva în genul ăsta la 3000 de dolari pentru că nu este buget. Așa că nu să ne batem nici de joc de clienții noștri cu un scaun de jumătate de stea care arată ca un scaun aruncat de îl găsești pe plajă și e rupt în două. Dar noi ținem la confortul clienților noștri, așa că nu o să arate nici ca un scaun de se bate la wrestling cu el. O să fie ceva... Aha, hai să luăm un scaun de să se bată și la wrestling cu el. Poate uneori să mai bat clienții noștri între ei. Și... Putem să-i dăm în judecată ca să ne scoatem cu bani. Bun, avem multe cutii aici, așa că hai să le aruncăm repede. Pikachu, te invoc! Charizard, te invoc! Al, naiba, Charizard s-a transformat în monitor. Ok, hai să luăm noi asta așa. Și să o aruncăm aici. Pardon. Vrem să o plasăm cu mare grijă pentru că așa facem La cafe... Cafeneria lui Rafael uh, Bun Vrem să lipim asta cât mai aproape posibil Aia zic, mă mis Acum unitatea cred că trebuie să fie aici pentru că apare cu X Dacă o pun lângă nu merge Deci trebuie să o pun cumva Eu unitatea mea o am sub birou Dar, hei, ce știu eu despre gaming? Uh, ok. Aici suntem ce mai ajuns. O altă unitate de Super Mega Gamer. Uh, hai să o punem noi aici. să o plasăm cu mare grijă. Așa. De asemenea, dacă încă vă uitați la episod, like. Și suntem live în același timp pe Trovo. Link în descriere, în caz că vreți să ne prindeți când suntem live stream. Desigur că avem și un monitor de rezoluție 10K. Foarte mulți pixeli, gen mai mulți decât vă puteți imagina. Ne lipsește scaunul. Uh, ok, deci hai să mai. Așa, hai să închidem, aia nu cred că trebuie să o închid sincer, bun, uh, ok, un scaun foarte confortabil, adică știi care e faza, noi ne bazăm pe faptul că na, clientul nostru va fi atât de preocupat de joc și de beneficiile pe care îi le oferim cu monitoare, calculatoare, premium, încât nu o să mai știe pe ce stă și nici nu mai contează ce-i dreptul. Uh, și dacă îl deranjează pe clientul nostru, nicio problemă, avem o bâtă de baseball la îndemână și suntem gata să incingem încingem puțin cocoașa. Așa că ar fi bine să nu se plângă de nimic. Trebuie să cumpărăm un mouse, o tastatură. Hai să vedem, deci. Ne vom duce la game console, la headset. Uh, Headsetul nu cred că era necesar, mouse și tastatură parcă nu. Mouse adică... Pff, hai să-l împăst așa. Dar de ce nu mă las să cumpăr două? Aia e problema. Mă rog. Așa, vreau și eu o tastatură de aia de super mega gamer cu key switch-uri, cu chestii tresti, um, asta așa, de o găsești la librărie la 5 lei. Uh, um, Să-și Mister Mr. Proper, din reclame de la televizor, Le -o. Vreau să mănânc și eu ceva, avem de mâncare? O, oh, minunată minunat, să vedem. Gogoașă stupidă, ok. Wait, what? A, să mănânc chiar aici, ok. Um, aș vrea să achiziți și eu două, trei pițe și niște cola să ce pe gât, ok. Și hai să vedem ce ne cam oferă băieții de fapt, stai un pic. Am luat, mouse-a nu-ți trebuie headset. Deci ne lipsește monitor și scaun. Da, 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 înțeleg ideea. monitor ZR nu știu cât, cât costă? 1700. Hai să bag eu ăsta repede aici, că ăștia mi le fura nemernici. Nu au ei voie să pună mâna. pe cel meu! Ok. A, așa, hai să vedem. Deci, asta nu prea mă interesează. 2000 de dolari, nici gând că o să dau ata pe Jiangin asta. Am plecat. A. Bun. Deci, stația noastră de gaming este oficial în funcțiune. Pentru că o să punem așa. Mauselu care a uitat ce frumos stă îl așezăm aici cu mare grijă de altfel. Așa. Și stația noastră este gata, se numește stația desktop 0. Desigur că ne lipsesc niște jocuri. Așa că vom trece să achiziționăm câteva. De exemplu, o să le oferim clienților noștri GTU 6. De asemenea, o să le ofer... Ana este la 4000 de distanță. Și este și singura, Ana, gen nu are iubit. Interesant, desigur. Dar și ce este mai interesant? Zifa 2020. Exact. GTU 6, desigur. Uh, Cyberpunk 2077. Eu nu știu, era Cyberpunk în jocul ăsta? Eu când am jucat jocul ăsta, nici măcar nu știam de Cyberpunk. S-a luat adăugat între timp. Mă rog, o să le oferim clienților și Cyberpunk 2077, dacă vrea cineva să joace un joc plin de buguri sau n-am dacă l-au reparat sau nu. Desigur că le putem oferi Minecraft 2. Absolut. Și... Ajunge și ceva. Ai destul de multe jocuri este ora 8 noaptea, deci se pare că mâine vom și deschide cum trebuie, între timp o să mai achiziționăm, de fapt mai știu ce am achiziționat, stai așa, cred că trebuie să iau scaun monitor, am mai achiziționat ceva între timp? Nu, deci ne trebuie așa, scaun monitor, hai să luăm repede, o tastatură de buget, mouse de buget de sigur hai să luăm unul mai bun scaun 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 gamer death metal scaun de metal îmi place mult scaunul de metal monitorul unde este monitorul nu prea Asta nu este o glumă. Ești vizitatorul cu numărul 100 de mii. Clic aici. Nu. 24 de ani. Întâlnește-mă. Um, nu. Mulțumesc. Însă aș vrea să întâlnesc un monitor, de fapt. Și chiar la ușa mea aș vrea să-l întâlnesc. Deci, um, o să-l luăm. Asta um. ar să-și facă să-și facă toată distracția. Um, ok. Ascultă-mă, nu vrei... Ok. Cristia Rolacu, nu vrei să pui mâna pe asta, Domnul polițist? Cristia Rolacu se gândește să facă ceva. Cristia, ascultă-mă, dacă... Dacă faci ceva și mă bagi în belele, va trebui să-mi fac singur dreptate. Ok. Trebuie să înțelegi că... Ok. A înțeles mesajul Cristia Rolacu. A înțeles ideea. Să vedem ce e aici. așa, avem o... Tastatura asta de super mega gamer, Switchuri. Am pus-o cumva invers? Lămau. Nu a zis nimeni că am pus tastatura invers. Ok. Bun. Um, cred că am închis o să nu intre aurora, uh, nu aurora, cu hoțul ăla să se din chestii. Mă rog, scaunul de confort foarte mare. Avem un mouse de super mega gamer wireless timp de răspuns extrem de rapid, totul funcționează cum trebuie, practic. Okay. Și avem desigur și un nou monitor, nou nouț, foarte mulți pixeli, foarte multe rezoluții, uh, pur și simplu vrei să vii aici. Deci vă invit pe toți, stațiile noastre de gaming sunt gata. Problema noastră este următoarea, temperatura și în jocul ăsta temperatura e foarte stranie. 25 de grade ar trebui să fie ok, dar aici vor fi mai multe grade când va rula calculatorul, cred, deci, um, mă rog, hai să mergem să ne culcăm. Uh, în jocul acesta nu există încuietoare la ușă, domnul polițist, totul e în regulă. Sincer, sunt puțin speriat de tipul acesta care pare supărat, dar nu știu exact ce vrea să-mi arate în fața magazinului meu. Nu prea înțeleg ce s-a întâmplat cu el, dar mă rog. Um, dacă i-aș vedea oamenii pe stradă care face așa, aș putea zice că nu e viața reală și aș trăi într-o simulare, dar hei, ce știu eu. Asta n-a plecat de dimineață de aici. Ah. Ok. Mă voi duce la mine acasă și mă voi băga la Nani. Aș putea spune că am avut o zi de succes astăzi. Din păcate nu știu care e apartamentul meu, așa că o să forțez puțin ușa vecinului. Au? Oh, am ajuns acasă. Sper că e casa mea. Pare că e casa mea. Sincer, am o casă destul de respectabilă. Hai, păi, poate stau în chirie față de janghina de magazin unde lucrez. N am înțeles. Ok, hai să dormim. Deci este un streamer lyric ce are un scottish fold. Este un uh, scottish fold. Hovă! Că te-arunc pe geam. E un scottish fold și o cheamă n a y n a Știu uh, asta pentru că m-am uitat foarte mult timp la lyric. Ok. Hai să deschidem frigiderul și să alunecăm pe gât o pizza. Aș fi dat 5 stele la jocul acesta dacă aveau și cola în joc ca să alunece pe gât, dar 4 stele din partea mea. Ok, astăzi este o zi mare și pentru că este o zi atât de mare, voi lăsa ușa deschisă la apartament. Pentru că în jocul acesta nu există oameni care să vor De fapt există oameni care vor să fure, dar nu mai contează. Nu din casa mea, cel puțin. Se pare că acum au apărut 2. Nu înțeleg ce vrea să... Ce vrea să-mi să -mi spună omul acesta? Poate vrea să investească ceva? Dar în același timp fratele lui văd că face aceeași chestie, deci... E, sunt puțin confuz și nu înțeleg. Bună, vrei să vii la mine la magazin să ne jucăm jocuri video? Nu prea. Și asta nu înțeleg de ce merge tiptil în mijlocul orașului. What is going on? În fine, trăim într-o lume foarte stranie. Dar... Putem deschide magazinul. Este deschis toată lumea. Haideți înăuntru. Băita aceasta o voi pune eu fix aici. Și între timp vom face curățenie. E puțin amuzant dacă stai să te gândești pentru că... De unde a apărut ăsta nu se știe. N-a intrat absolut nimeni aici. Poate intre ei pe timp de noapte? Și 30 niște urolaci? Habar n-am sincer ce idee. Poate locuiesc niște mai încolo unde n-am eu voie să intru. Dar haideți să facem un... Ambiental frumos. Să, să se simtă ca acasă. Da, ăsta, clientul nostru Însă nu știu dacă e deschis la noi E deschis, nu? Ia să vedem, este open, într-adevăr, este deschis uh, Sell item, nu vreau să vând absolut nimic Tutoriale, wallpaper, bills Avem niște facturi de plătit 120 de dolari A, eu stau la hotel, mă, și internetul l am plătit Absolut, ne vom plăti facturile Însă, avem primul client Clientul nostru, stăpânul nostru Ia zi, stăpâne, Cum jupâne A, uite ce bine ești îmbrăcat E azi. Cum o dăm astăzi? Ia uzul l ce râde. Wow, este cam supărat clientul nostru. Poate se va simți mai bine după ce se joacă niște Minecraft 2. Hei, 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 caporale! Doar pentru tine am instalat GTU 6. Văd că îți place și gâdil tastatura aia. Să sete. Vrei cola? Uite mă că există cola în jocul ăsta. Hopa! Stai puțin, stai puțin. N-avem voie să stricăm ambianța. Placă fie el, n-ai e bun. Vrei să-mi sperii clienții? Când uite-te ce clienți respectabil plin de bani avem. Trebuie... O, oh, bulu, ce rugă e clientul ăla. Eu am zis să vă simțiți că la voi acasă, dar nici chiar așa. Mă rog, uh, unul vrea niște cola. Nu mai știu de unde cumpăr... Uh, uh, 18 plus videoclipul acesta este doar pentru adulți. Oh. Huh. interesant, ce fel de adulți? Trimite-mi o cola. Bă, nu știu exact de unde cumpăr eu... Uh, Uh, de unde cumpăr what the fuck paie? Ok, cineva ne-a dat o stea. Uh, uh, patronul patronul cafenelei a bătut un aurolac. Scandal. Dar hmm. eu, eu nu no fi pe. Ionica! Ionica! Unde vrei să pleci, ha? What the fuck? E timpul să ne facem dreptate. Ionica, păi n-ai plătit ce facem aici? Real, n-ai bă, e bun. Pleci așa fără să plătești, te la tine acasă. I-am arătat că i-am dat pe cârcă la Orolac, îi dau și lui, mi-a mai dat și o Real, n-ai bă, e bun. Și eu care am încercat să vă fac pe plac, să vă simțiți ca la voi acasă și... Ia uite ce... Oh, bine ați venit, în noul nostru magazin, tocmai ce am deschis. Bă! Pleacă băi de aici, jegosule, ce crezi că furi, nu-ți e un pic rușine, eu muncesc aici și tu vii să furi, ia uite-te domnule, mă, nu știu de unde cumpăr, ok, primul și prima oră, vreau să cumpăr de pe Zamazor, ok, vreau să cumpăr un aer condiționat și să-l pun acolo, hei, hey, sper că-ți place noul nostru joc, Z... Zifa 2020, hei, s auzit ceva Aulu, să nu să strice calculatorul. Interesant, hai să vedem. A, nu ai pierdut niciun ban. Acest videoclip este pentru adulții 18 plus. A, nu mulțumesc. Nu este o glumă. Ești vizitatorul cu numărul 100.000 de Vrei să primești și ai câștigat. Nu mulțumesc. De pe Zamazor cumpăr mă suc sau de unde cumpăr suc? Păi, la clientul meu e sete și vrea să bea. De unde iau suc? Din kitchen? Ui! Nici în primul rând nici nu e fata noastră Și în al doilea rând, felicitări, ai câștigat o bătă pe ceafă, filial, naiba de nebun Plătește pe viitor, unde ești din magazin fără să plătești? A, ah, sper O să plătești, altfel o să fii mai supărată decât pari Da, tată Bă, oh, bine la noi în magazin, desigur, dați-mi voie să arunc băta aceasta, nu cumva să vă sperii Ok, totul pare în regulă. Oh, fuck. Oane! Dă niște cola în coa, că mor clienții de sete. Stai și te uiți. Ca curca în lemne. De unde iau? Uh. Bun, hai să luăm câte una din fiecare. O ciocolată, niște cărniță, cărnăciori. Vreau să-i da. câteva lovituri pe față, mă? uite pe să-și Wow! Stație de gaming cu GTU 6? Hell yeah, brother! Acum s-a plictisit, gata. Ok, ce e asta?

Știi, vom pune astea așa, țac, țac, țac. Să stea la arcade machine, la distracție, practic. vrei cumva să vii la mine acasă sau ce faci aici? Mama. Nu știu ce să ne facem cu fata noastră. O, Ionica. Ce ai, mă, ești, Ionica, de aici supărat. Dă cu ăla nebun Dă cu Nu, pistol cu apă Oh, nu, nu Cu sit după ce se gloa Gabe, îmi dă-l încoace ăștia Și-a luat și pistol cu apă și l-a plecat și n-a plătit Bă Pirial, n-ai șoare Trebuie să-mi fac singur dreptate Aulă, nu știu unde a plecat ăla Aparte! Perial, <fie> n ne bun! Da bani încoace! Nemernicule! Profită de mine că sunt ocupat la calculator și nu plătește! Ia uite-te, domnule! Perial, n de bun! O să luăm o mendă foarte grasă pentru ce am făcut aici, da, mă rog. Fata noastră nu mai pleca o dată acasă la ea. Ok, 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 suntem bine, suntem bine. Nici aș vrea să porci o discuție cu dumneata, se poate? Ah! E real naiba că dai și flipuri pe spate. El pleacă fără să plătească, gen n-are nici niciun stres și mai e și nervos. Adică, bă băiatule, tu, peul pe care l au niște oameni, e călduț aici. E călduț și aici, fata noastră. Te, te ajut cu o colar, niște cârnați, ceva? Nimic, ok. Uh, hai să schimbăm poate pereții, sunt prea podeaua, poate punem și noi un parchet așa mai laminat, poate facem pereții mai mai așa, mai mă înțelegi? Ia uite, altceva acum băieți, cu lemn, frumos, îngrijit, îi schimba aspectul, nu? Și trebuie și tavanul să-l să facem frumos de tot, imediat se va... Poate vor să tapuri de 5 stele Păstrați-vă banii și cumpărați un calculator, nu veniți la locul acesta dezgustător. What? Cum loc dezgustător glumești? Adică, pe bune, am plătit atâția bani ca să fie imaculat locul acesta și vă bateți joc efectiv. Uite, am luat și tavan alb ca să pară imaculat, frate. Deci n-ai ce să mai comentezi, ietă. Uite ce frumos e, cum e. Mă, tu la filme de ochiate. Ia uite-l pe ăsta, bă, băiatule. Să uită la hentai aici la mine Ia uita l și pe ăsta Bă! Filme de ochiate Ai venit aici sus la filme Ți-ar Chelia naiba Te la filme de ochiate și speri sperii clienții Ăștia sunt frații pe treu te și tu la ei Vine doi și bagă filme de ochiate Ia l A? Altceva băieții Altceva mă Mai zi ceva Hai Bun Pare cam periculos, frățiorul. Astea ne aduc cei mai mulți bani, că sunt mai accesibile, nu știu cum să zic. Bun. Hai prima și prima oară să... Punem așa. O să vă o o cum asta aceasta și drept. Poate nu e bună masa asta? Ha? Nu, cred că e mai bună. Fuck. Sau? O nouă zi, a? Hopa! Ce fă, Ești supărat și evita să plătești, hă? Wow, ăsta e nervos. Ăsta da, gamer. Voi v-ați enervat vreodată la un joc? Vreau să știu da sau nu. Și dacă da, la ce joc? Sunt curios. Deci sunt foarte curios. Așa, ți-am luat controller top. N-ai ce să mai zici. Eta. Consola 0. E perfectă. Însă nu prea pricep care își pârla. Și de ce nu merge și pe monitor. Dar mă rog, nu mai judec, nu mai judecăm pe nimeni. Hai să luăm un aer condiționat. Așa de final de zi și pentru că vor abonații noștri neapărat. O să mă duc să vizitez pe Ana de tot. Mi-a zis că Vai, domnule, mă așteapte la 4000 distanță. Hell yeah, brother! Oh, ia! Oh, wow, unde mana mă, Ana, s-o văd? Tu ești, Ana? Ana e, 100 de dolari pentru un show special? Bă, știi nevastă ta că ești aici? Ia uite ce aplauzi! Haide, Ana! Ana, te-am văzut pe net, mi-ai zis că ești la 4.000 Auzi, o cauciupă, Ana Al naiba Asta zici că e de pe Garena Free Fire Ana, tu ești, hai să mergem, cum să nu, ia oh Ana banana Hăpa Hai să mergem la show, Ana show. Să cam rupem două, Ana Ok, 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 stand up, gata, nu mai vreau show-uri nu mai las o pana acolo. Nu mai vreau show că deja o luăm în altă parte, băieți, și nu prea e voie cu de asta, chiar dacă eu știu că voi vreți neapărat să vedeți. Am plecat de acolo că întindem cam mult să zicem uh, regulile de la YouTube Einstein. Mă rog, noi o să ne oprim aici cu episodul. Dacă v-a plăcut sau nu știu ce aveți de făcut, ne vedem la viitoare. Oh!